Salutare YouTube, bine v-am găsit la un nou videoclip pe canal, Mădălin aici alături de voi. În videoclipul de astăzi vreau să vă spun de ce am început acest canal. Ei bine, am început acest canal pentru că vreau să vă arăt tuturor celor care mă urmăriți că este posibil să ajungi la fizicul pe care ți-l dorești, la cel fizic puternic, definit, fără să folosești suplimente sau substanțe care îți pot distruge sănătatea. Am să vă arăt antrenamentul pe care îl fac pentru ziua de astăzi și metoda de progres pe care eu o folosesc, care pe mine mă ajută ca de fiecare dată când mă antrenez să ridic fie o greutate mai mare, fie o repetare în plus, fie un set în plus. Data trecută am făcut cu 92 de kilograme, iar acum am mai adăugat un kilogram. Voi menține numărul de repetări la fel ca data trecută, doar că de data aceasta voi avea un kilogram în plus. Să-i dăm bătaie, că să răcesc mușchi. Hai. Așa. Un pic. Bun. Acesta a fost primul set. Tot timpul la primul set fac 5 sau 4 repetări. Dacă azi am făcut 4 repetări, data viitoare voi mai adăuga o repetare. În caz că nu voi reuși să fac 5 repetări data viitoare, la următorul antrenament voi da jos din greutate de pe bară și voi face 6 repetări până când voi crește greutatea treptat și voi ajunge să fac 6 repetări cu 92 de kilograme. Acum vom face setul numărul 2 din împins la piept cu priză apropiată. Împins la piept cu priză apropiată este un exercițiu mai greu decât cu împins la piept cu priza depărtată, pentru că la priza depărtată raza de mișcare este mult mai scurtă și tocmai de aceea îți permite să folosești o greutate mai mare. Iar l-am pins la piept la priza apropiată, raza de mișcare a exercițiului este mai lungă. Pentru că, uitați-vă, la împins la piept la priza depărtată, ai face până aici cu mâna. Atât. Pe când la priza apropiată ar fi așa. Da. Bun. Setul numărul 2. De kilograme. Am mai dat jos 10 kilograme, dar voi face mai multe repetări. Așa. Tot timpul când fac acest exercițiu, nu încerc să împing bara. Încerc să mă împing pe mine în bară, să simt că mă bag în bancă, până când bara se ridică. Așa simt că pieptul se activează mai bine. Stați vă arat. Așa. Uitați. Vedeți? Așa. Și mă împing în bancă. Până când se ridică. Am progresat față de data trecută. Bun, ultimul set, împins la piept priză apropiată, am scăzut din nou greutatea cu 10 kg. Voi face 8 sau 9 repetări. Deci am început cu 4 repetări, apoi am scăzut, am făcut
6 repetări, apoi am scăzut din nou greutatea pe bară și acum voi face 8 sau 9 pentru a-mi antrena toate tipurile de fibre musculare pe care le are corpul meu. Asta va fi destul de simplu, lightweight. Așa, un pic. Bun, am făcut 10 repetări, nici nu m-am așteptat să adaug și un kilogram în plus la setul 3 față de data trecută și să fac și o repetare în plus. Salutare YouTube, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi v-am arătat una dintre cele mai simple metode, dar și una dintre cele mai eficiente metode de a crește în forță la exercițiile de bază de la un antrenament la altul. Și vă garantez că dacă adoptați această strategie, veți adăuga cel puțin 20 de kilograme în maxim 2-3 luni de zile la exercițiile de bază. La tracțiuni, la împins deasupra capului, la ramat, la împins la piept și așa mai departe. Dacă pe mine această metodă m-a ajutat să împing 100 de kilograme la piept, 95 de kilograme la înclinat, să fac tracțiuni cu 40 de kilograme, sunt 100% sigur că va funcționa și pentru voi. Doar imaginați-vă cum ar arăta corpul vostru când voi de astăzi, în 3 luni de zile, progresați 20 de kilograme la fiecare exercițiu de bază. La împins la piept, la împins deasupra capului, la tracțiuni, la genoflexiuni, la ramat, îndreptări și așa mai departe. Tot ce trebuie să faceți, după cum bine ați văzut și în videoclipul de astăzi, alegeți o greutate care nu vă permite să faceți mai mult de 5 repetări. După 2-3 minute de pauză, scădeți greutatea de pe bară cu 10%, faceți 6 repetări, după încă 2-3 minute de pauză, scădeți greutatea cu 10%, faceți 8 repetări. Obiectivul vostru pentru următoarele antrenamente este de a adăuga câte un kilogram și de a menține numărul de repetări până când ajungi la obiectivul pe care ți l-ai propus, acela de a adăuga minim 20 de kilograme pe bară. Dacă această strategie te-a ajutat să crești în forță, te rog să-mi dai un like și să-mi scrii într-un comentariu, pentru că vă dați seama că dacă o singură persoană îmi intră și îmi spune: Mădălin, am văzut videoclipul tău, am crescut în forță 20 de kilograme, păi vă dați seama că eu, ca antrenor, sunt cel mai fericit. Că pentru voi fac videoclipurile astea, ca să vă ajut. Că eu, de exemplu, știu ce să fac ca să progresez la fiecare antrenament. Știu cât să mănânc ca să cresc în masă musculară, știu cum să mă antrenez și cum să mănânc ca să topesc grăsimea. Videoclipurile astea pe care le fac, le fac pentru voi, cei care mă urmăriți, pentru a vă ajuta. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru că v-ați uitat la acest videoclip. Până data viitoare, vă urez baftă la antrenamente și numai bine! Pa!